În data de 30 aprilie, anul curent, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Brodina-Sighetu Marmației a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 7:30, polițiștii de frontieră au descoperit în apropierea frontierei de stat, pe raza localității Costilevca, județul Suceava, mai multe colete cu țigări ascunse în pădure. Imediat s-a trecut la verificarea zonei respective, concomitent cu dispunerea unor măsuri specifice pentru depistarea persoanelor implicate. În cel mai scurt timp a fost anunțată despre caz și autoritățile de frontieră ucrainene în vederea cercetării în comuna cazului. Coletele descoperite au fost inventariate, rezultând cantitatea de 14.000 pachete cu țigări de proveniență duty-free. Întreaga cantitate de țigări în valoare de 163.800 de lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar în continuare polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru identificarea persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale. În data de 1 mai anul curent, la nivelul sectorului Poliției de Frontieră Sighetu Marmației s-a desfășurat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigarete în zona de responsabilitate. Astăzi, în jurul orei 8:30, polițiștii de frontieră au observat pe direcția localității Rona de Sus mai multe persoane care transportau în spate colete voluminoase de la linia de frontieră spre interiorul țării. Polițiștii de frontieră au acționat pentru reținerea acestora, efectuând somațiile legale prin voce, însă acestea nu s-au supus. Au abandonat coletele și au trecut în not a pârâului Tisa, ajungând pe teritoriul statului vecin. În cel mai scurt timp a fost anunțat autoritățile ucrainene despre eveniment în vederea cercetării în comuna cazului. La fața locului, polițiștii de frontieră au descoperit 8 colete cu țigarete, fapt pentru care s-a luat măsura transportării acestora la sediul instituției în vederea continuării cercetărilor. În urma inventarierii coletelor cu țigări s-a constatat că acestea conțin 3.980 de pachete cu țigări de proveniență Belarus, în valoare de 46.500 de lei. În cauză se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat. Întreaga cantitate de țigarete fiind ridicată în vederea confiscării. În continuare se fac verificări pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.